Nu cred nici o iotă din ce s-a scris în Gazeta Sporturilor. Nu cred că e adevărat interviul ăla și când îl voi vedea pe Ali Beg dând interviu pe cameră și pronunțându-mi numele și vorbind despre mine, atunci poate voi da o replică, dar de regulă nu dau replici fotbaliștilor. A fost jucători pe care nu i-ați dorit, să spunem așa? Au fost foarte mulți jucători pe care nu i-am dorit. Majoritatea n-au venit, sunt și unii care au venit, dar asta se poate întâmpla, nu e niciun fel de problemă. Îmi aduc aminte că nici pe Stefan Nicolici nu l-am dorit, a venit și am avut o relație extraordinară cu el. Eu cer foarte multe de la un fotbalist ca să ajungă la Steaua. Gigi cere mai puțin, dar nicio legătură cu Denis Ali Beg. N-am niciun fel de problemă cu el și nu cred că au fost probleme cât cu mine, cât a fost la FCSB. A fost și va fi mereu interesant să joci în Cupa României, mai ales împotriva echipelor din eșaloanele inferioare. Ne interesează foarte tare.